Cu Dumnezeu, totul este posibil. Un tânăr lucra în armată și era în mod constant umilit pentru credința lui în Dumnezeu. Într-o zi, capitanul său a vrut să-l umilească în fața soldaților, așa că a chemat pe tânăr și a zis: "Tinere, vino aici, ia cheia și du-te și parchează jeepul acesta în față." Tânărul a răspuns: "Eu nu știu să conduc." Atunci capitanul i-a replicat răutăcios: "Cere ajutorul Dumnezeului tău, arată-ne că există." Tânărul a luat cheia, s-a îndreptat spre vehicul, în timp ce se ruga în inima lui. A reușit să pornească mașina, apoi, spre mirarea soldaților, a parcat-o foarte bine în locul dorit de capitan, la 5 metri mai încolo. După ce a coborât din jeep, tânărul i-a văzut pe toți plângând. Toți soldații au început să zică: "Vrem să slujim pe Dumnezeul tău." Tânărul soldat, uimit, i-a întrebat ce se întâmplă. Capitanul plângând a deschis capota jeepului și a arătat tânărului că mașina nu avea motor. Replica băiatului a fost următoarea: "Vedeți? Acesta este Dumnezeul pe care slujesc. Un Dumnezeu care face imposibilul. Dumnezeu face să existe lucruri care nu există. Cu Dumnezeul meu, totul este posibil."